Am revenit la Fotbal Loc și vă spuneam înainte de pauză, comentăm un eveniment inedit, așa, pentru că rar se întâmplă ca tatăl să comenteze golul fiului în direct într-un studio, nu? Cristi, astăzi o zi fericită în familia Dulca. Marco Dulca, primul său gol în Liga 1 și o să-l și vedem. Gol marcat în partida Chindiei de astăzi. Cristi, te rog, spune-ne ce ai simțit când ai văzut că marchează Marco. Păi am simțit, sigur că m-am bucurat, ținând cont că eu am dat primul gol în Liga 1 de pe linia porții, la Rapid, într-un meci cu FC Național. Tot timpul i-am zis... Oricum nu știu de câte ori ai dat așa golul frumoase, cam cum e ăsta lui Marco. Am mai dat unul de la 16 metri cu stângul, dar nu știu cum am reușit să lovesc mingea. Dar... I-am spus tot timpul, mai ales că joc diferit față de ce jucam eu, joc un post, un mijlocaș defensiv, are posibilitatea să ajungă în preajma careului și tot timpul i-am spus să încerce, pentru că are forță, are o lovire bună a balonului și a încercat și etapa trecută, din păcate n-a reușit cu voluntarul, dar a reușit acum. Păcat că n-au câștigat astăzi, pentru că făceau 22 de puncte și era foarte bine pentru ei. N-am ce să comentez că e prea perfect. Prea perfectă execuția. Urmărește, Paul, vede culoarul și dă perfect. Da. Nici nu știu dacă s-a uitat. Cred că s-a uitat mai mult la minge și a lovit-o chiar bine în colț. Pentru că Greab e un portar foarte bun și foarte înalt, un 96, din câte l-am și antrenat la Mediaș. Și e greu să-i dai gol, mai ales pe colțul lung acolo, dar important este că a intrat. Și-au revenit. Trebuie să remarcăm faptul că Chindia, după ce a primit gol în 6 minute, a condus 2-1. Asta e foarte important. Da, și Marco a fost omul partidei, o să-l și ascultăm imediat. Ai țipat tare la gol? Am. E normal, nu știu, pentru mine așa mai inedit, așa să mă uit la jocurile lui, pentru că acum mă gândesc cum s-a uitat tatăl meu la jocurile mele. Sunt emoții mari când joacă? Foarte mari, adică nu pot. Tu m-ai văzut când, cum sunt. E normal să te bucuri, pentru că e copilul tău și mă bucur pentru... evoluția lui în primul rând și mai ales dacă dă gol, cu atât mai mult. Sigur, sigur. Iar primul gol, o zi pe care nu o să uite Marco Dulca. Sper să marcheze cât mai multe goluri, dar cred că de bucur în primul rând pentru ascensiunea lui, că e evident asta în acest sezon, o ascensiune pe care ceea ce mă bucură pe mine, am remarcat-o cu toții. Toți cei care au venit de la Viitor au ajutat echipa Chindia, pentru că, dacă nu mă înșel, anul trecut, cred că la finalul campionatului aveau 20 de puncte Chindia. Și acum, după jumătate de tur, au 20 de puncte, ceea ce... E incredibil, da. E una dintre surprizele campionatului. Vedem clasamentul cum arată. E perfect acum pentru Chindia, care, de ce nu, poate și ea să viseze la play-off, că e pe poziția asta de play-off. Da, au un grup foarte unit, un grup foarte bun. Pe Emil îl cunosc foarte bine, un antrenor care știe să-i așeze în teren și, ca dovadă, și golurile primite sunt foarte puține. Până la urmă, face treabă bună Emil la... Păcat că nu joacă pe propriul teren și stadionul nu știu când va fi gata. E foarte greu și pentru jucători să se plimbe pe la Giurgiu, pe la Ploiești, să nu ai stadionul tău. Hai să-l ascultăm pe Marco Dulca. După această reușită, a fost omul meciului în partida Chindia FC Argeș. Bună seara, Marco, și felicitări pentru reușită. Omul meciului astăzi și golul meciului. Bună seara, mulțumesc. Da, am avut o bară foarte frumoasă meciul trecut, dar acum mă bucur că am înscris, mi-am ajutat echipa, dar pot să spun că am pierdut 2 puncte în seara asta. Primul tău gol din carieră, nu? Și ce gol? Da, primul gol la seniori. Încă o dată mă bucur pentru acest lucru, dar mai ales pentru că am ajutat echipa. Spune despre meci. Cum a fost? Era o șansă foarte bună pentru voi. Dacă ați fi câștigat astăzi, era sigur că veți termina anul pe loc de play-off. Da, noi am venit cu gândul la victorie. Din păcate, am scos doar un punct. Dar mergem acasă cât de cât mulțumiți, pot să spun. A fost un tur reușit și vom avea o vacanță foarte scurtă și sper să revenim mai proaspeți.
Te așteptai când a început sezonul Chindia, echipă care a terminat sezonul precedent pe loc retrogradabil, să fie acum atât de sus în clasament? Sincer, am venit cu acest gând, să și eu și colegii mei de la Viitorul să ajutăm echipa și m-am așteptat la acest lucru, da. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristi! De speech! Da. Oh, sigur că avea un pic de emoții și e fericit că a înscris. Cred că orice jucător când înscrie, și mai ales dacă înscrie primul gol în Liga de la seniori. La junior am mai dat, la Universitatea Cluj, am mai și în Anglia am mai înscris. Dar e ok. Că a terminat anul și pot să vin așa în vacanță, în scurta vacanță, pentru că au, nu știu, 3-4 zile că au vacanță, după care încep. Tu cum erai? Că la interviu, că și tu erai o voce la Rapid, știu. Ne-am văzut acum de curând niște interviuri și nu eram emotiv așa în prima fază, dar sigur că Nea Mircea ne exersam interviurile. El tot timpul ne spunea să ceea ce trebuie să vorbim la un interviu, nu să vorbim aiurea, ne învăța lucrurile astea și nici ăsta nu scăpa. Exersam interviurile. Și cum exersam? Vă întreba? Nu, exersam noi, așa în cameră, dacă mă întreabă asta, adică noi cumva ne formam așa o idee de ce te întreabă. Să anticipez, da, după meci, că noi nu prea pierdeam la Rapid și atunci știam cam ce să... Mai ales când am luat atunci cupa și campionatul, în anul ăla, nu știu, că am pierdut 3 jocuri. Cu Marco aveți discuții în astea de tehnici, așa, de ce se întâmplă în teren, cum face, ce trebuie să facă. Tot timpul îl corectez și tot timpul vorbesc cu el. E normal până la un moment. Dacă nu-i dau eu sfaturi, cine poate să-i dea? Și după meciuri, mie ceea ce îmi place la Marco e faptul că știe să-și analizeze evoluția. L-am învățat de când era copil acest lucru, când juca mai slab, îl dojeneam, așa, îl certam și spuneam lucrurile, nu prea-i convenea, mai și plângea când era mai mic. Dar a învățat să-și analizeze evoluțiile, dacă sunt bune sau dacă sunt rele, și să încerce să corecteze ceea ce a făcut rău. Da, e sigur, e un mare plus că te are pe tine alături. E clar că e un gol extrem de important și pentru tine și pentru cariera lui. Felicitări pentru Marco. Mulțumesc. Să sperăm că mai vedem astfel de goluri.